Nu că a fi citită deja cartea și am răsfoit-o și m-am oprit la ultima pagină. Dar cu siguranță o voi citi. Începește viața spirituală și preocupările noastre religioase, noi socotim că sociologul Iosif, profesorul universitar, Vasile Vincu, are o mare importanță. Acum, care este intitulată Poveștile de viața și moartea. Tocmai acum am vrea paștilor să pomenește de viață și de moarte. Sunt lucruri foarte serioase. Oricum, Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul de la Paști, spune că nu mai este moarte. Nu mai este moarte. Am înviat Hristos și niciun mor mai este un mor. Acum, dacă vom coborâ mai încoace printre oamenii ruși ai neamului, Nichifor Traini zicea referitor la cei ce trec în eternitate, nu mor mută, zicea așa în versuri. Atunci când te întreb unde sunt cei care nu mai sunt, să știi că sufletele lor nevăzute. Și în contextul această afirmație, tare mă bucur că domnul profesor a făcut vorbire aici, la sfârșitul cărții, de înaintașul, de mitropolitul mare, Bartolomeu Anan. Și a citat aici una dintre virtuți, îndrăznirea, nu îndrăzneala, zice domnul. Și ăsta e adevărul, luptându-se cu toate necazurile, greutăți, potrivnicii. Mitropolitul Bartolomeu Anania i-a îndemnat pe fiii lui Bisericii să aibă îndrăznire. De fapt, acest gând era luat de la Mântuitor. Mântuitorul zice în Evanghelia după Ioan, capitolul 33, în lume, în cazul